Ieftinirea testelor PCR la COVID-19 nu este simțită de cetățeni, care în continuare scot câteva sute de lei pentru acest serviciu. Asta deși recent premierul a declarat că în laboratoarele de stat procedura poate fi efectuată la un preț redus de 300 de lei. Deși s-a grăbit să facă anunțul, șeful executivului nu a menționat și că punerea în aplicare a noului mecanism poate avea loc numai dacă laboratoarele dispun de un catalog de servicii contraplată. A menționat mai târziu acest lucru pentru TV6 secretarul de stat Svetlana Nicolaescu, dar s-a convins de asta și o echipă TV6, după ce a încercat să se programeze la câteva instituții medicale de stat din municipiul Chișinău. Cum era de așteptat, colegii noștri au fost direcționați spre laboratoarele private. După publicarea informației cu privire la faptul că testele PCR la COVID-19 vor costa mai ieftin, nu 755 de lei, dar 300 de lei, în spațiul public s-a creat o confuzie la acest capitol. Reporterul TV6 a sunat la câteva policlinici din capitale sub pretextul că vrea să meargă peste hotare și are nevoie de test. Astfel, ni s-a comunicat că instituțiile nu testează pacienții contra cost, iar de serviciul anunțat de guvern nici nu au auzit. La noi în policlinică se face testul numai pacienții cu simptome. Eu nu am așa informații că faceți contraplată, la noi nu se face. Pentru a pleca undeva? Da, vreau să plec. Nu. Noi nu avem așa informație. Până când nu avem așa informație? Test COVID la noi nu se fac contraplată. Da, se fac gratis în cazul în care... Se fac, doar numai la pacienții noștri. Telefonată de echipa TV6, secretarul de stat, Svetlana Nicolaescu, a explicat ceea ce anunțase premierul și anume că laboratoarele publice sunt încurajate să includă efectuarea testelor COVID-19 cu 300 de lei în catalogul de servicii contraplată, dacă dispun de unul. Acum le s-a oferit posibilitatea, instituțiile pot include acest serviciu în catalogul lor de servicii care le prestează contra cost, dacă dispun de suficiente resurse. Evident că nu utilizăm testele care le procurăm la nivel centralizat din resursele statului. Da? Cazul în care aici asigură, da, realizează procurări de teste și au posibilitatea să o presteze. Am încercat să aflăm de la Nicolaescu câte laboratoare publice există și unde încă poate fi prestat acest serviciu. Numai că secretarul de stat nu ne-a mai răspuns la telefon. Am sunat și la Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, care este unul dintre cele trei laboratoare regionale ale Agenției Naționale de Sănătate. Se pare că și acolo procedura nu este aplicată. La noi nu se face testul la COVID, sunat la este privat. Anterior și fostul ministru al Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a scris pe pagina sa de Facebook că, de fapt, modificarea făcută de guvern nu are niciun impact asupra prețului pe care îl vor achita în continuare cetățenii pentru testele PCR, ci doar reglementează relațiile financiare între CNAM și instituțiile medicale publice. Potrivit ei, acesta este un indicator al plăților din bugetul de stat și care, potrivit fostului ministru, va duce la reducerea numărului de teste, având în vedere că acest lucru nu coincide cu cheltuielile reale. Am încercat să obținem și o reacție de la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Purtătorul de cuvânt al instituției, Silvia Munteanu, ne-a spus că instituția nu comentează această informație.